M am găsit la o nouă ediție Real IT sunt Cristi Dorombach. A fost prezentată cu mare fază la CES și nimeni n-a mai scris despre ea. Este vorba despre tehnologia 5G care urmează după această tehnologie 4G pe care o avem în acest moment anunțată că va avea viteze de peste 10 gigabits pe secundă, tehnologia 5G de transmisii de date mobile este încă departe de a fi disponibilă. Acum se fac doar teste de laborator, dar este programată pentru anul 2020. Și pentru că mai sunt doi ani până atunci, operatorii se aruncă să fie primii care vor implementa această tehnologie. Se pare că Statele Unite va fi prima zonă care va implementa comercial tehnologia 5G pentru că acolo încă sunt probleme cu acoperirea internetului de mare viteză. Dacă în Statele Unite operatorii Verizon și AT&T au anunțat că vor instala antene pentru 5G în curând, dispozitivele care se conectează la această rețea încă nu sunt pe piață. Cei de la ZTE spun că pregătesc un telefon pentru această de tehnologie, dar și cei de la Huawei lucrează la astfel de dispozitive. Până atunci Skype încearcă să se protejeze și să ajungă în rândul celorlalte aplicații care oferă conversații criptate ce nu pot fi citite de alte persoane. Astfel aceștia s-au aliat cu Signal pentru a introduce un protocol de comunicare astfel încât mesajele de pe Skype să fie secrete. Utilizatorii versiunii beta a Skype Insider pot testa această facilitate acum, iar tehnologia respectivă spune că nici compania nu deține cheia de criptare mesajelor, așa încât nu le poate decripta nici măcar dacă este citată în justiție. Alte servicii de mesagerie care permit criptarea mesajelor sunt Telegram, Viber, Blackberry Messenger și WhatsApp. Hackerii au găsit acum o nouă metodă de a produce bani. Odată cu creșterea importanței și a valorii multora dintre monedele virtuale, au început și atacurile pentru paginile de internet prin care hackerii fac bani. Practic, hackerii infectează anumite pagini de web de pe internet care atunci când sunt accesate minează bani pentru aceștia iar acest lucru se face cu ajutorul procesorului vizitatorului. Cu alte cuvinte, dacă intrați pe un site și calculatorul vostru începe să miște greu, iar ventilatorul laptopului începe să sufle puternic, există o șansă foarte mare ca acel site să fie infectat, iar în acel moment voi să generați monede virtuale pentru hackeri. Cei de la Uber au un soft care blochează computerele, calculatoarele ridicate de către autorități în diverse anchete asupra practicilor companiei de transport. De-a lungul timpului au existat dovezi prin care în momentul controlelor autorităților locale calculatoarele celor de la Uber au fost blocate pentru ca fiscul, spre exemplu, să nu aibă acces la anumite date posibil incriminatorii. Șefii Uber au decis de atunci criptarea calculatoarelor și delogarea automată dacă au o perioadă de inactivitate mai mare de 60 de secunde. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.